20 de anișori. Eu sunt Tifa, sunt fiul Tifa, liber și vă transmit celebra sintamă, celebrul salut. Da, Ionopot, Ivanov, ne bucurăm că suntem împreună pentru începutul celei de-a 20-a ediție a acestui fantastic festival care se întâmplă, iată, aici, nu de 2000 de ani, ci doar de 20, dar tindem înspre asta. Lecția din seara asta e o lecție specială, e cu dedicație pentru toți cei care au trecut printr-un an jumate de pandemie și lucrul ăsta i-a afectat foarte tare, toată tristețea, tot cenușiu din perioada pandemiei. Vrem cumva să le combatem la ediția asta, venim cu foarte multe comedii, cu filme, cu voie bună, filme care să reajute zâmbetele și bună dispoziție. E o comedie foarte tare, foarte mișto, nițel provocatoare, cu actori foarte, buni, foarte bine scrisă. Și în plus de asta e o comedie care e inclusă într-un program special dedicat Spaniei și care este țara invitată la această ediție, un program de sărbători de filme, foarte preferite, pentru că mai departe să mai prevedea în salativ. Ca întrebările bune, vedem multe filme, mult mai multe filme trecut când știu ce s-a întâmplat, sunt peste 100 de filme din peste 50 de țări. O noutate absolută, avem seriale la această ediție, pentru că nu trebuie de pandemie, nu arăzut la programul ăsta, special de ale timpii de seriale. Avem seriale, nu dintre cele care știe toată lumea, filmele, să facem un film, cele seriale foarte bune, foarte mișto, care nu-ți atrag atenția imediat, din Rusia, care sunt din Cehia, seriale tăiate, festivalurile de gen, HBO, e bine anul ăsta, să fac un nou serial care a ieșit pe mici pe ecrane, din Fabul Octombrie, deci la premiul înainte, vedem absolut tot din serialul rus. Foarte multe documentare și aș vrea să-i spun la filmul românesc, să recorde filmul acestei ediții, 45 de filme, foarte multe premiere mondială, filme de public, comedii, filme istorice, foarte multe documentare. Știu că inima tipului este în Piața Unirii, anul ăsta, o bucată din inima tipului se mută la SNV, unde vreau să vă spun că anul ăsta avem două locuri noi în care arătăm film. Unul e la Florești. De asemenea, lângă Hotel Belvedere am inaugurat un spațiu nou de proiecție, Cetățuie Open Air. Mihai Kirilov. Bună seara! Mă super bucur că sunteți atât de mulți în seara asta aici. Mi-aduc aminte de deschiderea de anul trecut și toate rândurile alea goale. Recunosc că am fost foarte deprimat, dar acum mi-a revenit. Mulțumesc că ați venit. Sper să fiți în număr la fel de mare și la toate celelalte proiecții din următoarele 9 zile de festival. Este o ediție aniversară, ediția cu numărul 20, inevitabil. Mă predispune la nostalgie și în momentul ăsta mă gândesc la toți oamenii, toți artiștii care au venit la TIFF de la prima ediție, care astăzi, din păcate, nu mai sunt printre noi. Dedic această ediție unui artist extraordinar, un om minunat și regret că prințesa noului val, așa cum a fost ea botezată, nu poate fi alături de noi anul ăsta să fie regina balului la această ediție aniversară. Mulțumim, Luminița Gheorghiu, pentru tot ce ne-ai dat.
Mulțumesc, Mihai. Aș vrea acum să-l invit pe scenă pe domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca. Vreți să vedeți film și nu prea multe speech-uri? Vreau să mulțumesc TIF-ului pentru faptul că a dus numele Clujului departe, peste mări și țări. Este un brand recunoscut și existăm în lume și prin Festivalul Internațional de Film Transilvania. Mulțumesc Tudor Giurgiu, mulțumesc Isihor Dilă, mulțumesc Mihai Chirilov, mulțumesc întregi echipe minunate, TIF, pe care vă rog să o aplaudați pentru că ne reprezintă cu cinste. Discursul feminist pe care l-a avut, aș avea o întrebare legată de montaj mai mult. De ce ați optat pentru un montaj de tip geamcă? Am montat cu geamca pentru că sunt actorii sunt animale destul de diferite. Unii se bucură de improvizație, alții nu.